Momente de panică în gara Basarab din București după ce un vagon de tren a luat foc, iar intervenția pompierilor nu a fost deloc ușoară, asta din cauza firelor de înaltă tensiune. 27.000 de volți trec prin ele. Militarii au fost nevoiți să aștepte ca alimentarea cu electricitate să fie întreruptă pentru a interveni. Vorbim despre un vagon scos din uz în care își găsiseră adăpost oamenii străzii, spun martorii. Cel mai probabil incendiul ar fi fost pornit chiar de la ei. Focul a fost stins în cele din urmă, incendiul a izbucnit însă la 50 de metri de liniile pe care circulă trenurile. Traficul feroviar nu a fost afectat.